Țăranul român, producător de legume sau fructe, este o specie pe cale de dispariție. În piețe i-a luat locul intermediarul, care vinde la prețuri duble sau chiar mai mult. Ultimul refugiu al țăranului era pe marginea drumului. Chiar și acest gen de comerț a fost invadat de intermediari, iar în final, cei care pierd sunt cumpărătorii. Să luăm, spre exemplu, ceapa de Buzău. Aromată, dulce, numai bună pentru salată sau pentru a fi așezată lângă o slăninuță sățioasă. Până pe farfurie trece mai întâi pe la tarabe sau pe marginea drumului. La ieșirea din Buzău este plin de vânzători și cumpărători. Da, este mai bună pentru că este ceapă românescă. Se vede. Eu în piață nu merg să cumpăr așa ceva. Eu cumpăr de natural, românesc, produs românesc. Doar că mulți dintre cei care vând la marginea șoselei sunt și ei tot cumpărători. Cumpără legumele de la adevărații producători aflați la doar câțiva kilometri și până ajung cu ele la șosea aproape că se dublează prețul. Acum, asta e economia de piață. Pe marginea drumului, în Buzău, funia de aproximativ 5 kg este vândută la prețuri cuprinse între 15 și 20 de lei. Să aruncăm o privire tot în Buzău, dar în piață. Aici, kilogramul face 2 lei. La producători este și mai ieftin. Să vă spun ceva. S-a mâncat zilele astea post. Două zile s-a mâncat post. Am mâncat pește, n-am mâncat ceapa mea. În țară, prețul crește și de 3 ori. La Deva, ceapa de Buzău se vinde în piețe cu 5 lei kilogramul. Deci vânzările au scăzut drastic față de anul trecut. În general, clientul preferă marfa autohtonă, se zice că e ecologică, deși de multe ori sămânța producătorilor tot de dincolo este luată, deci nu e ceva... Și în Piatra Neamț, ceapa de Buzău se vinde tot cu 5 lei pe kilogram. Celelalte sortimente au trecerea la 3 sau 4 lei pe kilogram în funcție de calitate. Și aici, nici urmă de producători. Nu e rău de produs. Eu nu sunt producător. Eu cumpăr. Eu cumpăr societate și... Ea este la pensie, doamnă, de 17 ani și n-am ce face acasă. Domnul din imagine este până la urmă un exemplu. Intermediarii cu adevărat periculoși sunt cei care fac speculă, cumpără ieftin și vând înzecit mai scump. În celălalt capăt al țării, la Baia Mare, ceapa roșie este cam tot 5 lei. Șanse să cumpărați direct de la producători sunt mici. Vina aparține autorităților care permit oricui să vândă în piețe.